Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre propagarea sunetelor și despre ecou. Fenomenul prin care sunetul ajunge de la o sursă sonoră în alte puncte ale unui mediu se numește propagarea sunetului. Pentru ca sunetul să se propage, este nevoie de un mediu material. Toate mediile materiale, solide, lichide sau gazoase, permit propagarea sunetului. Sunetul nu se propagă în vid. Acesta este motivul pentru care exploziile solare nu se aud pe Pământ. De exemplu, în aer, propagarea sunetului este datorată vibrației sursei sonore. Vibrația produce comprimări și destinderi alternative ale aerului aflat în stratul din imediata sa vecinătate. Presiunea aerului va crește și va scădea alternativ. Variațiile de presiune se vor transmite din aproape în aproape straturilor învecinate sub formă de undă sonoră. Propagarea sunetului se face cu viteză constantă, viteza sunetului în aer fiind de 340 metri pe secundă. Sonică este viteza de deplasare care depășește viteza sunetului în aer, denumită și viteza Mach 1. Avioanele de luptă și navele spațiale pot depăși viteza Mach 1. Când o aeronavă zboară cu această viteză, o persoană pe teren aude un zgomot puternic care se numește boom sonic. Boomul sonic este produs ca urmare a mișcării moleculelor de aer sub o forță foarte, foarte mare. La întâlnirea suprafeței de separație cu un alt mediu, sunetul se întoarce astfel încât unghiurile făcute de normala la suprafața de separație cu direcțiile undei incidente respectiv undei reflectate sunt congruente. Fenomenul se numește ecou și constă în recepționarea repetată a unui sunet datorită reflexiei sunetului pe un corp aflat la o anumită distanță. Pentru ca sunetul reflectat de un obstacol să fie perceput distinct, ca ecou, el trebuie să se întoarcă la ureche după ce a încetat perceperea sunetului inițial. La finalul acestei prezentări, vă invit să rezolvați următoarea problemă. În timpul unei furtuni, o persoană aude sunetul produs de tunet după 3 secunde de la observarea fulgerului. La ce înălțime s-a produs fulgerul? Se cunosc viteza luminii C mic egal cu 300.000 km pe secundă și viteza sunetului V mic egal cu 340 metri pe secundă.